Cititorul tău nu trăiește în realitate. Este o frază care stârnește multe controverse, însă în acest episod aș vrea să îți arăt de ce e atât de important să știi, să conștientizezi lucrul acesta. Și pentru asta vreau din nou să facem un exercițiu. Te invit să urmărești această imagine care tocmai a apărut pe ecran, dar să nu dai stop. Ok? A trecut imaginea. Sper din suflet să nu fi dat stop ca să putem să avem un exercițiu valid. Acum, fără să te întorci la imagine, aș vrea te rog să scrii tot ce ți amintești despre ce ai văzut acolo. Cu liniuță, să scrii ce ai văzut, un element, un alt element, un alt element, tot ce ți amintești. Poți să dai stop la video ca să faci exercițiul acesta și te oprești când nu-ți mai amintești nimic altceva. Dar te rog, nu trișa. Ok? Sper că ai pus stop și ai făcut exercițiul. Câte informații ți-ai amintit din acea imagine? Au fost 5? Au fost 10? Câte au fost? Există aici o regulă psihologică care se numește legea lui Miller, care zice în felul următor. Dintr-un context specific, creierul reține 7 plus minus 2 bucăți de informație sau biți de informație. Altfel spus, dintr-o imagine, dintr-un text, dintr-un context, dintr-o sală în care intri, vei reține între 5 și 9 informații. Restul, creierul pur și simplu nu va reține. Și acum uită-te la câte informații ai scris tu despre imagine. Da? Poate ai scris mai multe, poate ai scris mai puține. Deocamdată nu spune nimic pentru că acest număr sau această putere de variație depinde de starea de moment, depinde de experiențe anterioare, valori, interes, dacă ai văzut o imagine care era interesantă pentru tine sau urmărești un curs care e interesant pentru tine, reții mai ușor informația. Mai este ceva? Atenție. Nivel de atenție. Să zicem că ești foarte obosit sau obosită, e seară, reții mult mai greu informațiile dintr-o imagine sau dintr-un text. Toate astea sunt valabile pentru clientul tău. Deci el din textul tău va reține 7 plus minus 2 biți de informație. Asta înseamnă că tu poate ai scris un text acolo bogat, care e realitatea ta, dar când ajunge la el nu mai este realitatea lui. Deci textul tău nu ajunge în forma pe care tu ai pregătit-o pentru cititorul tău. Pentru că el trăiește în realitatea lui, care are 7 plus minus 2 biți de informație. Astfel, ce înseamnă că nu trăim în realitate? Înseamnă cel puțin 3 lucruri. Înseamnă 1. Că eliminăm informații. Da? Dacă am reținut 7 plus minus 2 biți de informație, restul s-a dus. Înseamnă 2. Că distorsionăm realitatea. O să explic imediat ce înseamnă asta. Și 3. Înseamnă că generalizăm niște informații. Ok. Bun. Avem o iluzie a comunicării care spune în felul următor. Emițătorul trimite un mesaj către receptor și receptorul pricepe exact ce și-a dorit emițătorul. Însă, cunoscând asta, înțelegem de fapt că e un câmp de luptă mult mai complex acolo. Și că al nostru receptor trăiește în ceea ce mie îmi place să numesc cutia păcătoasă. Cutia în care el are 7 plus minus 2, dar în medie 7 biți de informație. Aici pot să am mii de informații, la clientul meu va ajunge pe acolo. Deci 7 plus minus 2 biți de informație, omul trăiește în cutia lui păcătoasă. Adică realitatea lui cu râm mic. Asta de aici e realitatea cu râm mare, asta e realitatea mea cu râm mic, asta e realitatea lui cu râm mic.
Pe lângă asta, mai avem și niște distrageri și niște zgomot de fond, niște omul are 5 taburi deschise și plânge un copil când îți citește textul. Deci mai avem niște distrageri. Bun. Și omul are un nivel de atenție, anumite valori, anumite programe emoționale, o stare de moment și un nivel de interes pentru subiectul tău. Și toate astea îl vor face să elimine informații, tot ce iese din cei 7 biți, să distorsioneze. Ce înseamnă să distorsioneze? Când tu ai făcut exercițiul cu imaginea și ai scris acolo ce ți-ai amintit, dacă ar fi să punem acum imaginea din nou, deci avem imaginea din nou și te uiți pe informațiile pe care tu le-ai scris. Este ceva în imagine care diferă de ce ai scris tu acolo? Când eu făceam asta, exercițiul ăsta cu cursanții mei, erau unii care ziceau, puteam să jur că în fundal erau 3 călărezi, nu erau 2. Sau puteam să jur că tipul avea o cămașă roșie, nu albastră. Sau că era îmbrăcat în niște blugi, sau că stătea pe o iarbă care era verde și erau multe flori acolo. Deci mintea noastră, în lipsă de informații, da, adică pe lângă cei 7 biți, ca să completeze un tablou, va distorsiona realitatea prin imaginație sau halucinație. Imaginația și halucinația sunt ambele forme de distorsiune a realității. Și uite așa ne trezim că, nu știu, ținem o prezentare, vorbim cu cineva și după aia auzi acel om, Dacian mi-a spus că nu știu ce, și tu zici, dar eu n-am spus asta niciodată. A fost propria lui distorsiune asupra mesajului pe care l-am trimis, care l-a făcut să zică că Dacian a zis chestia respectivă. Deci eliminăm informații ca să ajungem la 7 biți, distorsionăm în rest realitatea ca să ne completăm peisajul, ca să zicem de fapt ce ne-am imaginat noi că în mesajul pe care l-am primit, și generalizăm informații atunci când avem doar bucățele de informații. De exemplu, textul de astăzi al lui Dacian m-a provocat. A fost un text provocator care m-a făcut să nu mă simt confortabil. Pot să generalizez în acel moment și data viitoare când citesc un text de la Dacian, chiar dacă e unul foarte prietenos sau pur și simplu un reminder pentru ceva, eu să mă duc în starea aia acidă de provocare, iar urmează asta să dea în mine și să mă provoace și să-mi provoace convingerile prin textul lui. Cu alte cuvinte, generalizăm, spunem că toate contextele vor fi la fel. Deci, din nou, creierul face asta în lipsă de informații. Eliminăm, distorsionăm, generalizăm realitatea, astfel clientul, la fel ca noi, nu trăiește în realitatea cu rămare. Deci mesajul nostru nu ajunge sub nicio formă la fel cum ne-am dorit noi la cititorul nostru. Asta este baza acestui episod. Dar se naște o întrebare pertinentă și anume, care mai e atunci controlul unui copywriter? Dacă știu că textul nu ajunge în forma, mesajul nu ajunge în forma pe care eu mi-o doresc, Pot să fac ceva ca să schimb asta sau pur și simplu o iau ca pe un fapt de-a gata și asta e realitatea? Nu ți-aș fi spus despre asta dacă n-aș fi avut și o posibilă soluție. Și posibila soluție este să înțelegem psihologia clientului, psihologia cititorului, pentru că sunt tehnici specifice pe care le vom discuta mai departe în acest curs, care ne ajută să ne asigurăm că acea sau că din cele 7 informații care ajung la el, cel puțin una sau două sunt cele pe care noi ni le-am dorit. Și sunt chestiuni de stil, chestiuni de format sau chestiuni de a înțelege ce e în mintea lui atunci când citește. Despre asta vom vorbi în episoadele următoare.